Bună ziua și bine v-am regăsit, stimați telespectatori! Vă reamintesc că ne puteți urmări live și pe rețelele de socializare Facebook, Instagram și TikTok la Hunedoara 1 TV și Hunedoara Liberă și pe YouTube, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a afla toate informațiile pe care le prezentăm în fiecare zi pentru dumneavoastră. Cavaleri și domnițe au poposit la finele săptămânii trecute la Castelul Corvinilor din Hunedoara, acolo unde, timp de două zile, a avut loc unul dintre cele mai importante evenimente menite să promoveze frumusețile țării, inclusiv obiective turistice, culturale ori istorice. Este vorba despre cea de-a opta ediție a Târgului European al Castelelor, organizat de Primăria Municipiului Hunedoara. Cei care au dorit să afle mai multe informații despre frumoasele zone din țara noastră au putut afla toate noutățile, dar au participat și la atelierele interactive. Pe cei care au ratat evenimentul sau vor să revadă momente importante din cadrul acestuia, îi invit să urmărească în continuare o ediție specială a emisiunii Hunedoara în direct. Bravo! Bravo! Pentru pârcălabul cetății Hunedoara, onor! Domnul primar, domnul președinte al Consiliului Județean. Ne trăiți? Cum merge treaba? Din nou la voi și din nou. Doamna, cum stați cu investiția? Să știți că suntem aproape gata. Da? Mai aproape gata. Un pic și gata. Ai, ce chin a fost și acolo. A fost un pic, dar a ieșit foarte frumos. Doviște, da, foarte frumos. Domnul primar, a fost de curând. Domnul președinte al Consiliului Județean. Vă așteptăm cu tot dragul. Domnul viitoare pregătim zilele județului. Cu primarul nostru. Suntem... unica cetate în picioare a rămașilor drăgoșeștilor și să vă zic așa ceva care să vă prindă numai. Matei Corvin, înainte de a muri, printre cel mai de încredere noi de la regatul, l-a rupt pe Bartolomeu Drag și de Ardut. Să vă las o istorie și pentru dumneavoastră a acestei celebre familii care a scris istorie uriașă pentru... E 215, pentru... da? Da. Bună ziua! Bună ziua! Și vă dăm ultima... Robotire științifică. Mai urmează două luni astăzi. Iarăși prietenul nostru de la cetatea Suceavei, domnul primar. Să rămâile, mult succes, mulțumim! Mulțumim! Din nou! Oh, domnul primar, salut! Ce faci? Mulțumesc, domnul primar, că am trebuit, n-am putut să ajung, așa am putut să ajung. Ăsta e al tău, a? Bă, e bine! Eu am vă mulțumit pentru că vine la stand-ul nostru și pentru că weekendul trecut am avut festivalul Narciselor. Vreți să vă oferim câte un simbol al festivalului și să ne vizitați și comuna, stațiune turistică de interes local. Da? Da, în sfârșit, că am terminat. Pe PNRR? Noi suntem producători de suveniruri, toate desenele sunt realizate manual. Ne bucurăm că reușim din nou să surprindem vizitatorii la Castelul Corvinilor prin acest eveniment. Este a opta ediție a evenimentului Târgului European al Castelelor. Sunt 20 de standuri care își prezintă principalele obiective istorice din România. Din păcate, anul acesta nu a venit nimeni din străinătate, dar îmbucurător este pentru cetățeanul din România, pentru turistul din România, să vadă obiective frumos prezentate la aceste standuri ale noastre până la urmă, pentru că cred că este mult mai important, în primul rând, să-ți vizitezi țara, să-ți cunoști obiectivele istorice din propria țară. Pe urmă, ai timp și pentru cele din străinătate. Mulțumesc președintelui Consiliului Județean, Laurențiu Nistor, pentru amabilitatea de a
fi partener întotdeauna la aceste evenimente legate de Castelul Corvinilor. Așa cum noi avem acest obiectiv important în administrarea noastră, dânsii au un obiectiv sau mai multe obiective la fel de importante sau poate chiar mai importante decât al nostru, și mă refer la cetățile dacice. Colaborarea aceasta nu poate decât să scoată în evidență parcursul istoric, trecutul istoric al județului nostru și totodată să facă profitabil această nișă importantă a turismului. Să nu uităm, Castelul Corvinilor aduce prin efortul tuturor celor din administrația locală o sumă importantă la bugetul local, sumă care ne permite să susținem valorile de cofinanțări și cheltuieli neeligibile la Castelul Corvinilor, dar chiar și la alte proiecte din municipiul nostru. De la început vreau să-l felicit pe prietenul și colegul meu, Dan Băbulțanu, primarul municipiului Hunedoara, pentru că iată că a reușit să facă cea de-a 8-a ediție a Târgurilor Castelor și vizitând împreună toate standurile, parcă te încarci de energie când vezi istoria ta, când vedem cele mai vechi castele frumoase și amenajate și bine întreținute. E un lucru extraordinar și de ce nu trebuie să ne mândrim și noi cu castelul de la Hunedoara, care cred că aș fi foarte incorect cu mine dacă n-aș spune că este unul dintre cele mai frumoase castele și modul cum arată. Eu cred că nu numai noi hunedoreni suntem încântați de castelul nostru, ci toți care vizitează castelul Hunedoara sunt încântați de treaba asta. Și încă o dată felicit primăria, pe domnul primar, pentru modul constant în care se implică pentru castel. Doamna deputat, că așa că în fiecare an și în acest an ne întâlnim la castel la Hunedoara, la Târgul Castelelor. Da, este un eveniment mult așteptat de hunedoreni și nu numai, pentru că aici avem bucuria să întâlnim români de pretutindeni. Este o zi frumoasă, ajutat Dumnezeu să fie mulți turiști și e un lucru extraordinar că de aici, de la Hunedoara, începe promovarea frumuseților țărilor noastre și mă bucur foarte tare că mă aflu aici alături de aceste minunate domnițe. Reprezintă cetatea medievală Mălăiești, o investiție reabilitată prin fonduri europene într-o comună superbă la poalele munților Retezat, Sălașul de Sus, așa că așteptăm cât mai mulți vizitatori în județul Hunedoara, în România. Astăzi suntem la Târgul Castelelor, din Hunedoara. Cum vă simțiți aici, acasă la Hunedoara? Din nou sunt la Târgul Castelelor, aici, acasă la Hunedoara. Cu un astfel de eveniment, nici nu se putea să fie altundeva decât aici, acasă la Hunedoara. Acasă la Hunedoara în municipiul Hunedoara, acasă la Hunedoara în județul Hunedoara. Și ați formulat foarte frumos la începutul interviului ideea de un județ super dotat istoric, aș spune cel mai bogat istoric din România și dacă o luăm de la vremea dacilor și până la cetățile care ne înconjoară, până la mormintele sfinților părintelui Arsenie Boca, totul respiră istorie, totul spune despre ceea ce s-a întâmplat în județul Hunedoara. Ca și potențial turistic, pot să vă spun că la o evaluare națională, și vă vorbesc scriptic și oficial, din punctul de vedere al Comisiei de Industrie și Servicii, unde era și turismul, județul Hunedoara are al doilea potențial după județul Constanța, doar că n-a fost foarte fructificat în timp. Dar ați văzut că în ultimii 6-8 ani, să spun așa, județul Hunedoara crește turistic, județul Hunedoara depășește așa din mers multe din locurile fruntașe ale județelor turistice în România cu tradiție, dar e normal, pentru că aici avem românismul, aici s-a născut civilizația dacică și a fost dusă mai departe și mi-aș permite, eu știți că totdeauna am fost un luptător pentru ceea ce înseamnă România și românism, să spun că mare parte din civilizația Europei a cam plecat de pe aici și au format state puternice și au uitat, să spun așa, despre originile și leagănul civilizațiilor lor. E o părere personală, repet, dar o afirm peste tot. Ați văzut, se spune și se găsește pe statistici cum că România, cetățenii care locuiesc actualmente în România, sunt cetățeni români, sunt cei care
au încă 28 până la 36% din ADN-ul celor care locuiau cu 7000 de ani în urmă pe aici. Oare chestia asta spune ceva? Nu mai există un alt popor în lume unde să găsești amprentele genetice la nivel de ADN-ul atât de pronunțate și de concludente pentru civilizația care a locuit aici, pentru civilizația care s-au dezvoltat. Felicit încă o dată Consiliul Județean Hunedoara, președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, Primăria Hunedoara, primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobățanu, pentru că fac performanță și nu doar că iubesc aceste locuri, ci doresc să le dezvolte în continuare. Îi felicit și le suntem alături cu tot ce putem noi să facem. Dumnezeu să ne ajute la toți! Dragilor, Garda Cetății Deva vă adresează cel mai călduros bine ați venit la Castelul de la Hunedoara, la acest festival minunat de turism istoric, să spunem așa, unde sunt reprezentate mai multe cetăți și castele. Cetatea Mălăiește este una, într-adevăr, dintre cetățile cele mai frumoase care poate să existe. Le avem și la inimă, într-adevăr, pentru că Țara Hațegului, ea în sine, este o poveste. Cetatea Mălăiește este, cum se zice, cireașa de pe tort. Noi, Garda Cetății Deva, vă adresăm un bine ați venit, cu sinceritate și onoare pentru că vă aflați astăzi aici. Vă mulțumim de primire, de invitație, de primire și de atenția pe care o au dat pentru promovarea turismului, nu doar în județul Hunedoara, ci în toată țara. Domnule primar, astăzi suntem la Hunedoara, la Castelul de Corvinilor, dar ați adus cu dumneavoastră o cetate. Ce cetate ați adus astăzi la Hunedoara? Da, duminică ne-am întâlnit la Festivalul Narciselor, alt eveniment important pentru Comuna Salașul de Sus, unul dintre cele mai importante, și astăzi ne întâlnim cu cetatea Mălăiești, care este o cetate medievală construită în jurul secolului XIV pentru nobli din Comuna Salașul de Sus și nu numai, care și ea are un festival. În 6 august e Festivalul Cetății Mălăiești, în care încercăm prin aceste lucruri să promovăm Comuna Salașul de Sus, să promovăm gospodăriile și cetățenii din Comuna Salașul de Sus, adică să poată să acceseze fonduri europene pentru unități de cazare, pentru puncte gastronomice și nu numai. Deci prin aceste festivaluri promovăm zona Sălașului și a țării Hațegului, că facem parte din țara Hațegului și din județul Hunedoara. Mulțumim domnului director și domnului primar pe această cale că ne-a invitat să fim la acest minunat festival al castelelor, ca de fiecare dată răspundem prezent și suntem aceia. Frumoase domnițe aveți aici lângă dumneavoastră. Am înțeles de la domnul primar că le-ați adus de la cetatea Mălăiești. Așa este. Pe lângă faptul că suntem într-o stațiune turistică de interes local, Comuna Sălașul de Sus se mândrește nu doar cu obiectivele turistice, ci și cu oamenii locului, și avem aici două domnițe care ne ajută să promovăm cetatea și invităm toți turiștii să ne viziteze, pentru că avem multe de oferit. Avem Parcul Național Retezat, cu cea mai accesibilă cascadă, cascada Lolaia. Avem Poiana cu Narcise, care în luna mai înfloresc și au un miros special pe care nu-l găsiți la Narcisele de grădină. Avem trasee turistice pe care turiștii le pot parcurge pe jos sau cu bicicleta. Avem un fragment din Via Transilvanica Terra Dacica. Deci sunt multe de văzut în Comuna Sălașul de Sus. Poteca tematică Muzica Naturii. Se îmbină în comuna noastră atât obiectivele turistice istorice, cât și cele naturale. Tocmai de aceea vă spun că nu veți fi dezamăgiți dacă ne vizitați comuna. Pentru un turist care n-a fost niciodată la Mălăiești, eu, de exemplu, nu am ajuns mai departe de Sălaș, de comună. Cum m-ați convinge în 10 cuvinte să vin să vizitez cetatea Mălăiești? 10 cuvinte este prea puțin, dar vă spun așa, vizitând cetatea medievală Mălăiești, faceți o călătorie în trecut. Dacă v-ați dorit vreodată să vă întoarceți în trecut sau să încercați experiența unei mașini a timpului, puteți să vizitați cetatea, pentru că este singurul turn donjon restaurat din țara Hațegului și vă dă posibilitatea aceasta de a experimenta viața nobililor și a domniților din urmă cu 600 de ani. Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva prezent astăzi la Târgu Castelelor, ca în fiecare an de la prima ediție, de fapt.
Cu ce venim astăzi? Păi astăzi venim cu foarte multe publicații scoase de Muzeul Civilizației Dacice și Romane anul trecut și mai urmează și anul acesta, la începutul curând, peste o lună, cu niște materiale video realizate în ultimii ani, care n-au fost văzute, cu pliantele care sunt solicitate în general, cele cu cetățele dacice, cu matrița, cu piese valoroase din expoziția noastră și, desigur, cu multă dorință de a informa și a atrage publicul, a le explica că e unul din cele mai vechi muzee din țară și că merită văzut și merită acordat un pic de timp pentru a-l vizita. Cam fiecare an uimim publicul pentru că avem bogăție care alte județe nu le au. Cineva, adică dumneavoastră, le păstrați și din când în când le arătați publicului. Astăzi, acasă la Hunedoara. Da, avem o ofertă foarte bogată, o ofertă ureașă, aș putea spune. Hunedoara este un județ cu potențial extraordinar și încercăm să-l punem în valoare cât mai bine se poate. Am venit astăzi la Târgul European al Castelelor cu brățări, gosoni, cu tot ceea ce este important pentru județul Hunedoara. Promovăm obiectivele Consiliului Județean, dar și celelalte obiective importante din județ, la un nivel cât mai înalt. De asemenea, am venit și cu aplicația mobilă a județului Hunedoara, pentru că, iată, toată lumea beneficiază de dispozitivele mobile, se descarcă și ai în telefonul mobil aplicația, ai toate datele și baza de date, ceea ce este foarte necesar pentru a deplasa în teritoriu și a vedea obiectivele care te interesează sau destinațiile care te interesează. Haideți să înumărăm câteva din destinațiile pe care le-ar putea vizita cineva dacă astăzi și-ar descărca aplicația. Ați văzut că sună bine? Este foarte simplu. Îți descarci aplicația în dispozitivul mobil și automat intri în meniu. Da? Vine Discover Hunedoara, istorie, cultură, natură și ecoturism, aventură, relaxare, evenimente, cazare, baruri și restaurante, deci absolut tot ceea ce își dorește cineva să viziteze în județ. Este, bineînțeles, Sarmisegetul Zărege, este Castelul Corvinilor, sunt prezente și celelalte cetăți dacice, avem Cetatea Devei și multe, multe, multe alte obiective din zonă. Să nu uităm de Mănăstirea Prislop, să nu uităm de Țara Hațegului, să nu uităm de Valea Jiului, să nu uităm de Țara Zarandului, deci Deva, Hunedoara, Valea Crișului. Dacă vin județul Hunedoara, poți să stai liniștit două săptămâni. Ai ceea ce să faci, ai ce să faci în județul Hunedoara și pe lângă asta există și posibilități de cazare foarte, foarte bine puse la punct, precum și o serie de puncte gastronomice locale, rețete extraordinare, oameni foarte, foarte ospitalieri, țuica renumită în toată lumea, virșlii renumite în toată lumea. Iată că județul Hunedoara este o destinație turistică. De foarte mult timp am avut o întrebare pe care am vrut să vă pun personal. Care este destinația de suflet a dumneavoastră? Ar trebui să fie destinația oricărui român și se numește Sarmisegetul Zaregea. De aici începe povestea neamului românesc, de aici începem cu toții povestea vieții noastre, suntem români și primul monument pe care trebuie să-l vizităm, într-adevăr, este Sarmisegetul Zaregea, locul unde orice român trebuie să ajungă măcar o dată în viață. Suntem la Hunedoara, la Târgul Castelelor. Cetatea Fărgărașului e astăzi în vizită la Castelul Corvinilor. O frumoasă domniță. Cum vă simțiți? Mă simt foarte bine. Este prima oară când particip și mă bucur. O să revin și ne simțim foarte bine. Așteptăm turiștii să vină, să le prezentăm ce avem. Ne bucurăm. Ce aveți de fapt la Cetatea Fărgărașului? Ce ne arăți dacă venim la tine în vizită? După cum puteți vedea, avem o cetate fabuloasă, recent restaurată. Avem muzeul, sala tronului, turnul temniței, zone unde vă puteți plimba și multe altele. Ce am putea vedea la Cetatea Făgărașului dacă am venit în vizită? În primul și în primul rând, trebuie să știți că intrați într-o cetate a cărei istorie se întoarce în timp până în secolul al XII-lea, când acolo a existat o fortificație de lemn și pământ, care a fost incendiată în 1241 pe vremea invaziei tătare. Actuala cetate a fost reședință princiară, una dintre cele mai frumoase reședințe princiare ale Transilvaniei în secolul XVI și XVII.
a jucat un rol foarte important în istoria Transilvaniei și actualmente funcționează în cetate Muzeul Țării Făgărașului Valer Literat. Avem la etajul 2 amenajată 4 săli în stilul Renașterii și în secolul XVII. Care este piesa de rezistență a cetății? Piesa de rezistență este o mască romană din secolul al II-lea, găsită la reguralizarea râului Olt, o mască de paradă din bronz. Fiecare loc are o poveste. Care e povestea cetății Făgărașului? Povestea cetății noastre este foarte frumoasă, deoarece a rămas în istorie ca singura cetate a principeselor din România, deoarece principii Transilvaniei, în secolele 16 și 17, dăruiau această cetate soțiilor lor ca dar de nuntă și doamnele principese au fost cele care au administrat-o împreună cu domeniul aparținător cetății și care se numea Țara Făgărașului. Și era una dintre cele mai mari și bogate domenii ale Transilvaniei, de exemplu, în 1637 avea 52 de sate și 2 târguri. Și acum 2 ani și astăzi din nou, 2023, la Castelul Covrinilor din Hunedoara. Așa este. Haideți să ne reamintim, care e povestea a hainelor cu care sunteți astăzi îmbrăcați? Nu este echipamentul complet, din păcate n-am mai rezistat căldura. Sunt și eu, oricât de bărbat aș dori să fiu, dar n-am rezistat. Însă, dacă îmi permiteți... Mi-am dat apărătoare de antebraț jos. Dacă mi-aș pune apărătoare de antebraț, atunci, cu platoșa de piele, normal este o armură de războinic secolul 9-11. Însă, s-a păstrat acest lucru și până mai încolo, până în secolul XIV, ca și soldat în gardă de corp a unui nobil sau unui conte. Vorbim despre castelul? Caroli din Carei. Piesa de rezistență mie mi se pare a fi iataganul sau ce purtați la brâu? Este o sabie secolul 9-11. Iataganul apare mai târziu în perioada lui Osman, în regiunea Iatagan. Acolo se va fabrica primul Iatagan, dar mai încolo, prin secolul 16. Ăsta este o sabie maghiară, secolul 9-11, extrem de ușoară, 800 de grame, 90 cm lungime, extrem de tăioasă, 3 mm grosime și partea aceasta tot tăioasă. Pentru tehnica de luptă din secolul 9-11. Pentru cei care se hotărăsc să vină să viziteze Palatul Caroli, Castelul Caroli, da? Care e piesa de rezistență? Cu ce se mândresc? Caroienii. Caroienii se mândresc cu tot orașul care este, pentru că avem castelul, interiorul renovat în 2012, un parc dendrologic foarte vechi și recunoscut cam în toată țara, cu sunt arborari de 400 de ani, avem monumentul ostașului român, avem biserica evreiască, biserica ortodoxă, catedrala ortodoxă, catedrala catolică, biserica reformată și aici aș vrea să vă indic un lucru. Dacă ne întoarcem, avem această sală cu panoplie figuri de ceară, cu locuitorii castelului și cu alte evenimente, de exemplu, acolo vedeți pacea de la Satul Mare și aici vedeți execuția ultimei vrăjitoare din Carei, arsă pe rug, la o capelă la undeva la 2 km de oraș. Totul este adevărat și noi încercăm să redăm istoria. Domnule director, Castelul Corvinilor rămâne un punct de reper în județul Hunedoara și în turismul din municipiul Hunedoara. Sunteți acum într-o ofertă turistică. Cu ce veți întâmpina pe turiști în această vară? Într-adevăr, în ceea ce privește Castelul Corvinilor, aș îndrăzni să spun că suntem într-un circuit turistic la nivel chiar mondial. În ceea ce privește manifestarea de astăzi, acest târg european al castelelor, este o
un eveniment inedit în peisajul turistic românesc, un eveniment pe care îl desfășurăm de aproape 10 ani, practic suntem la a 8-a ediție, sperăm să împlinim și cea de-a 10-a ediție într-un decor mult mai impresionant decât acum, pentru că la acel moment castelul va fi restaurat. În ceea ce privește participanții, este o formulă mai restrânsă, dat fiind faptul că se desfășoară pe platoul din fața castelului, în exterior. Ca urmare, găzduim în continuare 20 de standuri și putem spune că participanții de la acest târg din ultimii 2-3 ani reprezintă nucleul dur al acestei manifestări, pentru că sunt parteneri care au fost de la început alături de noi și care cu siguranță vor rămâne și în continuare. Care este oferta pentru această vară? În ceea ce privește evenimentele la Castelul Corvinilor, după acest târg va urma un concert de muzică barocă, după care vorbim de Opera Nights, Stradivarius Night at the Castle, Festivalul Medieval Ioan de Hunedoara, iar printre toate aceste evenimente vom avea tot felul de vernisaje de expoziție, de artă plastică, de istorie și așa mai departe, toate în paralel cu deschiderea de noi și noi spații și implicit ambientarea expozițiilor de bază ale Muzeului Castelul Corvinilor. Da, ne putem lăuda cu, în primele 4 luni acestui an, cu un număr mai mare de vizitatori decât în 2019, an care a reprezentat un vârf în ceea ce privește vizitatorii la Castelul Corvinilor. Suntem la Hunedoara, la Castelul Corvinilor. Ce avem astăzi? Ce bunătățuri ați adus astăzi pentru public? Mulțumesc că m-ați primit aici și am venit în mijlocul dumneavoastră a hunedorenilor și v-am adus bunătățuri de la Timișoara, produse din trufe românești și trufe proaspete, culese din pădurile noastre, cu câinii noștri dresați, pregătiți pentru așa ceva. Noi culegem și facem și produsele care le vedeți expuse. Eu vă ofer, toate produsele mele sunt foarte bune. Am uleiuri cu trufă, cu trufă neagră, cu trufă albă, un oțet balsamic, am o trufă pură măcinată în ulei de măsline, am un pesto de trufe, care îl putem mânca tartinabil sau face sosul pentru paste din el, sare cu trufe, pastele au trufă în ele 5%, unt, brânză cu trufe, o pudră de trufe, plus trufa proaspătă. Prima trufă de anul ăsta culeasă din pădurile noastre. Cel mai bun e ce e de acasă, de aici, din România. Astăzi suntem acasă la Hunedoara. Noi, dumneavoastră, de unde ați venit? Din Ținutul Pădurenilor. Și ce ne-ați adus bun? O, de toate. Tot ce ne dă flora spontană, siropuri naturale, dulcețuri, zacuscă, toate, absolut toate din Ținutul Pădurenilor. Unde vă găsim în mod normal? Unde vă pot găsi doritorii de produse naturale din Ținutul Pădurenilor? Locuitorii județului Hunedoara mă găsesc în piața agroalimentară din Deva, de luni până vineri, în jurul orelor 10 și 14, după care, din păcate, cineva trebuie să le și facă. Un site, pe Facebook sau altă... Da, mă caută la Vârșeac Veronica și acolo vede activitățile noastre, unde ne găsește. Acum a început sezonul de vară și deja foarte des o să venim la Castela Hunedoara. După ce se va termina și cetatea de renovat, cetatea Deva, și acolo vom avea punct, dar cel mai sigur în piața agroalimentară Deva. Eu cred și am gustat de multe ori din produsele dumneavoastră, pentru că noi ne-am mai întâlnit și la alte târguri. Totuși, care este produsul dumneavoastră de suflet? Cel mai drag produs pe care îl aveți? Zacusca. Zacusca este adorabilă. Deci în drumurile noastre, când mergem la cules, și normal că plecăm dimineața cu noaptea în cap, dimineața în zorii zilei și ne întoarcem seara târziu când se întunecă, indiferent că mergem după muguri de bram, muguri de pin, că mergem după măceșe, că mergem după petale de măceș, că mergem după, mă refer acum primăvara, cimbrișor, plante medicinale, după fructe de pădure, ți se face foame la un moment dat. Și atunci apă găsim în izvoare, dar de mâncat trebuie să mâncăm ceva și luăm cu noi o pâinică și cu borcanelul după noi și suntem foarte bine. Se spune despre albină, sau așa m-au învățat colegii mei, am în echipa mea doi pasionați de miere,
de apicultură, doi colegi și Petronela și Ovidiu iubesc foarte mult albinuțele. Eu știu atât, albinuțele produc miere. Oamenii de rând atât înțeleg, eu atât înțeleg. Dar văd aici la dumneavoastră și alte produse. Ce ne-ați adus astăzi la Castelul Corvinilor? Am adus, în afară de miere, căpăceala, care este un produs foarte valoros, fagurii cu miere, care sunt delicioși pentru toată lumea, polenul, păstura, preparatele din polen, propoli și lăptișor de matcă, miere cu nucă, miere cu semință. Deja mi-ați făcut poftă. Unde vă găsim? De unde sunteți deloc? Deloc suntem din Șoimuș și ne găsiți în piața agroalimentară din Deva. Suntem aproape zilnic, lipsim când suntem la Stupină, în rest suntem acolo prezenți. Și ne reîntâlnim după o perioadă mai lungă, a fost pandemia, eu am fost plecată, dar cu drag, un nou târg. Astăzi suntem la Castelul Corvinilor. Asociația nu se dezice, amintirile mele sunt vii. Văd alături de dumneavoastră astăzi la castel mai mulți producători locali, dar și din alte județe. Povestiți-ne cine v-a însoțit astăzi la Târgul Castelelor de la Hunedoara. Da, este o bucurie și o onoare să fim iarăși alături de acest minunat eveniment care face deschiderea anului de târguri pentru noi la Castelul Huniazilor. Astăzi a venit alături de mine colega Veronica Vârșag, Gabriela Smuțer cu mierea, cele două colege care sunt artiste plastice, Cristina și cu Alexandra, respectiv cu produsele lor de olărit și de pictură, și am invitat o bună prietenă de-a mea de la Timișoara, care are niște produse absolut deosebite, nu se găsesc în zona noastră, pe colega cu trufele. Deci are produse de top și și-a dorit foarte mult ca să participe alături de noi la acest eveniment și am zis de ce nu. Și evident Casa Maria, ca de obicei, cu produsele bine cunoscute de hunedorenii noștri și nu numai. Eu mereu mi-aduc aminte de dulcețurile dumneavoastră, mi-a fost dor de ele, încerc să mi-aduc aminte de câte ori am savurat la foarte multe evenimente dulcețurile dumneavoastră. Eu totuși cred că o întrebare a rămas nepusă. Care este produsul de suflet al dumneavoastră? Oh, am mai multe, dar să zicem că cel mai de suflet este dulceața de vișine. E preferata mea și o recomand, ca de altfel toate produsele. Iar în ultima perioadă am făcut o variantă de vișine cu ciocolată, care este miam-miam. Și mai nou am început să fac câteva produse mai, să zicem, spre tenta gourmet, ca să rămân în tonul ciocolății cu vișine, căpșuni cu piper roz și tot felul de mici trăznăi, dulci, picante, deci o combinație între fructe și condimente mai puțin cunoscute. Sunt sigură că majoritatea telespectatorilor știu deja despre ce vorbim, dar haideți să le reamintim și celor care nu știu de fapt despre ce dulcețuri vorbim, despre cine le produce și unde vă găsim. Păi, Bunătăți Casa Maria înseamnă Tatiana Rovinar, se produc în Hunedoara, hunedoreancă fiind normal, se produc aici și ne găsim în diferite târguri, în diferite locații din țară cu care avem colaborări și în toamnă, mai exact în luna august, județul Hunedoara va intra în parteneriat cu Profi România. Este un parteneriat extraordinar. Să-ți ai șansa să-ți pui borcanelele sau marfa, indiferent ce produce producătorul din județul Hunedoara, în standurile din Profi, în niște condiții absolut remarcabile. Am avut plăcerea să cunosc pe doamna Alina, care este managerul acestui proiect, și am participat alături de alți producători care deja lucrează cu Profi
la evenimentul de la Săvârșin, de 1 mai, deci sunt absolut minunați. E o cinste pentru noi să intrăm în acest proiect, dar Hunedoara ca județ va intra în luna de august, cum am spus, și vor fi 5 orașe alese în județ, respectiv Hunedoara, Deva, Hațegu, Petroșaniu și Orăștia. Dar pentru început eu zic că este un lucru benefic, având în vedere că e foarte greu să intri pe piața supermarketurilor și condițiile sunt foarte drastice. Aici lucrurile sunt un pic mai așezate. Facebook, Instagram, cum vă găsim? Pe Facebook, pe pagina de Facebook Bunătăți Casa Maria, pe numărul meu de telefon care este postat acolo. Cam astea sunt canalele. Deocamdată Instagram și magazin online nu am. Eu fac dulceață bună, cu tehnica sunt atehnică, dar mai cer ajutor la cei care se pricep, pentru că totdeauna am spus fiecare să facă ce știe cel mai bine și atunci las pe cei care se pricep cu tehnica să-mi rezolve aceste probleme. Cu multă grijă să nu o sparg, nu știu ce ține în brațe, dar în mână, dar am pe cineva care poate să ne explice. E o vază, dar nu e o vază ca oricare vază. Este o vază lucrată manual. Acum chiar putem vedea la roate cum se face. De acolo este un drum foarte lung, de cam durează 3 săptămâni, decoratul, uscatul, arderea și vopsitul. Noi avem aici două game, să zic, diferite. Asta este ceramică decorativă și aceea este ceramică utilitară. O putem folosi, poate fi spălată la mașina de vase și este foarte frumoasă. Dacă uitați la ea, este... No, asta este... Anul acesta am început, practic, să lucrăm la ea. Tot o vază. Da, e o vază, dar sunt și ceșcuțe de cafea. O să vedem imediat. De ce o lărit? De ce o lărit? Bine, soțul a terminat ceramica și apoi a devenit așa o afacere de familie. El se ocupă de roată, eu de decorat și vopsit, fiecare are... Pasiunea soțului a devenit pasiunea tuturor din familie. Tuturor, da. Urmează și a copilul, încă smici. Unde vă găsim în timpul anului? Astăzi suntem la Castelul Corvinilor, dar unde vă găsim în timpul anului? Tot timpul ne găsiți la Cărpiniș, județul Hunedoara, lângă Măgura Oroiului, pentru cine nu știe foarte bine. Acolo avem atelierul, acolo locuim și în rest ne găsiți prin magazinele de cadouri cu cei care lucrăm, florării, magazine de artizanat, în general, distribuim. Producem și apoi o distribuim. Și pe timpul verii la castel, de cele mai multe ori. Social media, ceva? Facebook, Instagram? Da, site ceramicadavid.ro, pe Facebook Ceramică David, deci după ștampila de pe vas, adică e ușor să fim și identificați. Un cadou foarte frumos, recomandat, care și poate fi lăsat moștenire, să spunem așa, fiind un lucru deosebit, un cadou deosebit. Sigur, e până la urmă un cadou de durată, adică... Yeah. Eu presupun, nu știu, dar cred că fiecare produs, în momentul în care este creat, are o poveste din mintea olarului. Foarte multă lume ne întreabă povestea. Da, dar nu știu ce să spun despre poveste. Ele, într-adevăr, dacă ne uităm, nu seamănă prea mult una cu cea. Oricum, două la fel nu o să găsiți, că sunt unicate. Și atunci, na, cumva, povestea, sau cel puțin în mintea mea când le decorez, e ce fac. Și cum vreau să fie să finalul, cum mi-ar plăcea. În mintea mea deja o văd și știu cam ce ar trebui să urmeze și cum o văd în final. Poveste? Eu cred că fiecare meșter, fiecare artist trebuie să pună foarte multă dragoste în ceea ce fac. Da, cred că și merge așa. Se vede asta, adică de multe ori foarte mulți cumpărători sau nu neapărat privitori sau cum vreți, spun că se vede în ce văd ei, văd foarte mult
bucurie de a face sau... Nu, văd ceva. Ce creați acum, în acest moment, aici? Un vas ceramic. Un vas sau o vază? O vază. Pentru noi ăștia care nu pricepem olăritul. Și e, pentru mine personal e pentru prima dată când văd cum ia naștere o vază care probabil va ajunge într-o casă, îmi doresc să cred. Are o poveste, are o poveste fiecare, nu știu, vas de, care pleacă din mâinile dumneavoastră? Toate au o poveste și sunt unice, că sunt manual făcute. Vreau să cred că fiecare meșter pune dragoste în ceea ce face și noi ceea ce ducem acasă ducem cu energie bună și cu multă dragoste. Dumneavoastră ce puneți în lut? Trebuie pus suflet, că altfel nu iasă cum trebuie. Și e foarte important lucrul acesta. De unde pasiunea pentru olărit? De mic, de copil, îmi plăcea să desenez, să modelez. Și încet, încet am ajuns să practic această meserie. Învățat-o de la cineva. Cineva a pus prima dată piciorul pe roată și prima bucată de... Roată singur. Am făcut generală la arte, liceu de arte, pe aia la Cluj, ceramica. Și încet, încet a devenit un chiar un mod de viață. Pe probate, cea mai bună plăcintă pădurănească o găsim la doamna Aurelia. Eu le-am probat, nu odată, de foarte multe ori. Doamna Aurelia, mă bucur să vă revăd după atâta vreme. Ne-am reîntâlnit și că încerc să aduc cât mai bine, cu putință, produsul nostru pe piața românească, zic, pe piața produselor tradiționale. Produs tradițional, așa spunem la proiecte. Da. Noi avem în mână plăcinte pădurănești. Da. De acasă. De acasă din... De unde de acasă? Eu vin din zona pădurenilor, din ținutul Poinița Voinii, din satul Poinița Voinii, comuna Bunila. Am început să fac plăcinte încă din anul 2014 pe 2015, când m-am întors din pe unde m-au purtat pașii, din altă țară. Și de atunci, încet, încet, comercializăm plăcinte, facem cunoscut turiștilor produsele noastre din zonă și încercăm să facem treabă cât mai bună. Știm că vă găsim acasă la Hunedoara, există o adresă unde putem mânca la orice oră aproape. În 2018 am deschis un punct fix în Hunedoara, pe Bulevardul Libertății, mai precis la sensul giratoriu cu tricolor, așa știe lumea, plăcinte pădurenești de la Păinița Voinii. Și astăzi văd un nou proiect, Bunătăți din Pădureni. Da, Bunătăți din Pădureni este un nou proiect inițiat de copiii mei, de generele meu mai precis, care a tot la îndrumarea mea a scris un proiect pentru achiziționarea unei rulote, ca, și el fiind un mare pasionat al ținutului, al produselor, al portului, al cântecului. Și ușor, ușor a dat Dumnezeu de am obținut acest proiect ca să mergem mai departe cu el. Și vă găsim la târguri, la piețe, la târguri. Scopul nostru este să facem cunoscut și localnicilor, dar turiștilor care ne calcă județul, care ne calcă orașul, să vadă produsele din zona noastră. Din zona noastră este județul Hunedoara, dragii mei. Astăzi sunteți aici la invitația lui doamnei Tatiana Rău. Da, facem parte și dintre Asociația Producătorilor de Produse Tradiționale și Ecologice încă din anul 2015. Și împreună cu asociația am mers la diferite evenimente, atât pe plan local, cât și în țară. Am fost la 2 sau 3 evenimente la Intagra, la Alba, am fost la Arad, la unde se ivește ocazii de ieșit.
Copiii doamnei sunt Bogdan, sunt Alina și Bogdan Toma, vorbim de Bogdan Toma, pe care marea majoritate a iubitorilor de folclor îl cunosc de pe scenă. Dragii mei, cu încredere, vă garantez, sunt cele mai bune plăcinte pădurănești. Piesa de rezistență astăzi la Castelul Corvinilor, la târg, pentru noi, femeile, sunt bijuteriile. Un elf se gândește cum să ne împodobească. Mie mi se pare asta un lucru deosebit. De ce elf? Pentru mine personal a fost o tranziție, să zicem, așa foarte simplă, pentru că iubesc natura, iubesc animalele, chiar am terminat liceu veterinar, deci plus de asta am îmbinat plăcutul cu utilul. Partea mea artistică, care, mă rog, e pictor, de, să zic așa, de când eram mic, și bijuterie fac de 10 ani. Deci, pur și simplu, o venit așa normal, să zic, și le-am îmbinat pe astea, tocmai ca să pot să-mi câștig și existența din ce îmi place. Până din poveste am înțeles că vii din stăpânul inelelor. Așa este. În realitate vii de unde? Sibiu. Atât de aproape de noi? Atât de aproape. Cum de te-ai hotărât să participi astăzi la târgul Castelelor de la Hunedoara? Păi să știți că a fost o surpriză și pentru mine, pentru că am fost invitat de Cavalerii Cetății Roșii din Sibiu. Deci acum 3 zile am aflat și eu că vin. Am văzut mai devreme două fetițe cărora le-ai scris numele cumva mai deosebit. Ce le-ai scris acolo, de fapt? Le-am scris numele fetițelor cu caractere tengwar, dar în dialectul elfilor de pădure, care se numește Sindarin. Dar unde ai învățat tu limba asta? Asta se poate învăța într-o oarecare măsură și din cărți. În filme sigur nu găsiți decât inelul. Și sunt multe cărți de ale lui Tolkien, sau cei care au preluat de la el și au făcut niște cărțuli din care poți învăța. De exemplu, sunt peste 30 de dialecte. Deci se poate învăța foarte, foarte amănunțit, că asta mi-a și plăcut în cărțile lui, pentru că au fost atât de detaliate încât poți să-ți faci o idee despre cum trăiau elfii și poți să te inspiri pentru a crea bijuterii pentru elfi. Și dacă noi te rugăm să scrii numele televiziunii noastre, putem încerca? Hunedoara 1 TV. Hunedoara TV? TV. 1 TV. 1 TV. Atunci avem 1 T V. Am înțeles că pe lângă scris și elfa e și o limbă vorbită? Este și foarte vorbită, da. Și cum ne-am putea lua la revedere în 2023 de la Hunedoara? Păi elfii sunt mai romantici și atunci ei nu și-au pur și simplu novaier, care înseamnă la revedere. Ei ar putea spune elenisilar antalianar melonin. Care înseamnă? Stelele să strălucească pe chipul tău, prietenul meu. Și tu cum ți-ai luat la revedere de la Hunedoara 1 TV astăzi în 2023 la Hunedoara? Olovae melonin, Hunedoara 1 TV.